Am în stoc acum nici măcar 2 luni de zile și nu mai avem. Asta este cam singurul produs care mai e disponibil la vânzare. Sunt și femei. Corect, da. Care mai meșunesc acolo pe afară, mai sparg un iaurt, mai tai o crenguță, o creangă puțin mai mare. Noi oferim și accesorizarea completă a acestor produse. Poate fi folosit ca un generator de șantier. Are omul nevoie să-și stropească pumii, să-și facă diferite chestii de stropit, avem soluții și pentru asta. Pe lângă aparatele de spălat cu presiune, noi oferim și soluții pentru pardoseală, pentru pavele. Vă salut, dragi prieteni! Numele meu este Marian Cernea, iar azi particip la evenimentul Indagra din București, mai exact Rom Expo 2022 ediție. Salut, Alex! Salut, Marian! Bine te-am găsit! Mă bucur! După cum știi, noi ne-am reîntâlnit acum 2 ani, să zic? Mai mult. Mai mult de 2 ani, nu? Ne-am reîntâlnit acum 2 ani. Ne-am reîntâlnit acum 2 ani. De 6-7 ani. Da. Spune-mi și nouă, cu ce ați mai venit nou în gama voastră de produse, gama rurii, nu? Că, până la urmă... Uite, avem, că suntem aici lângă ele, avem despicătoare de lemne. Știe lumea ce face, da. Înțelegi? Despicătoare de lemne, varianta mare, varianta mică, 7 tone și 6 tone. Varianta mare și varianta mică. Da. Avem tocători de resturi vegetale cu motor termic. Avem acolo și cu motor electric. Dar ăsta a prins foarte bine, să știi. Da. Ăsta, da. Poate să toace până la 6 cm în diametru creangă. Și spui că a prins cel de bine la gust, da, dar până la urmă. Voi să știi că, uite, l-am adus. Este în, să zic așa, a intrat în stoc acum nici măcar 2 luni de zile și nu mai avem. Ăsta este cam singurul produs care mai e disponibil la vânzare, să zic. Sincer, nu mă așteptam, pentru că zona asta de tocătoare, nu? Cel puțin de zona de gospodărie sau la începutul vremurilor nu prea erau așa. Nu, sau nu erau așa cumpărate. Ai dreptate, corect. Și mă uimește să aud că e destul de cumpărat și chiar ați rămas fără stoc. Da. Am dat tot ce se putea, tot ce am avut. Au prins foarte bine, după cum bine știi, punem foarte mare accent pe raportul calitate-preț, e un produs foarte bun. Și inovație, bun, care iar exact. Aveți un plus din partea mea pentru treaba asta. Mulțumim frumos. Deci a prins foarte bine. Ca alte produse care suntem aici, noi să le denumim așa, avem noua noastră gamă de ferestraie. Ferestraile de ruși din gama premium. Aici sunt expuse modelele care sunt disponibile. Voi să știi că arată mișto. Sincer, am avut ocazia să testez chiar una, da? Nu știu dacă aveți modelul ăsta aici, de la expoziție. Păi sunt toate. Era foarte cel de aici. RR45. Astea. Da, deci pe ăsta chiar am zis. Și la prima testare, și mi-a plăcut sincer la el, din perspectiva mea de consumator, de gospodar mai exact, calitatea materialului, în primul rând, e un material foarte durabil și nu plastifiat cum găsești la majoritatea drujbelor de comerț. Iar designul, deci și designul, sincer, m-a atras mult și poate pentru mine sună puțin ciudat că designul. Bă, dar uneori și designul, știi cum e. Inovația în sine înseamnă numai o intervenție la calitate. E vorba și de aspect, știi? Adică dacă te uiți la un produs, nu trebuie neapărat să fie bun, dar să arate barbar. Suntem în 2022, în era tehnologiei, totuși, adică poți să faci chestii frumoase și bune. Și mi-a mai plăcut, iar sistemul de deschidere la zona de alimentare, deci treaba asta aici e foarte, foarte interesantă și foarte utilă, deoarece în timp, la drujbele standard, sau de comerț mai bine zis, au pe filet sau pe deschidere, știi, și în timpul uzurii, în timpul folosirii motofieră străului sau drujbei, cum spunem noi gospodarii, se cam uzează, știi? Da. Iar sistemul acesta e foarte util, adică, nu, exact. Plus că dacă știi cum e, la pădure mai transpir mâini sau ulei mai sau alunecă, exact, mâini. Iar sistemul e foarte, foarte da. Uite, sunt ok și sper să prindă foarte bine. Eu nu că sper, eu deja ți-am zis, l-am testat și am rămas surprins și mulțumit. Și am de gând, am luat un loc și am o pădurice acolo și chiar vreau să-l retestez la data asta ca lumea, știi cum e, pe forjează, la un test extrem. Uite, Alex, ce mi-a mai sărit mie din zona asta, motofieră străul acesta, micuț, pare versatil, nu? Adică, sincer,
cu mână, nu? Adică e sau în prima fază, nu? Ai putea să... E o variantă de ferestru, foarte ușoară. De asta mi-a... Logic, e și cel mai bun gamă, e cel mai ușor ferestru dintre toate astea de aici, știi? Și e foarte, foarte manevrabil, știi? Pentru crengile care nu le toacă tocătorul. Da. Poți bine mi-a spus să ți le tai, să ți le faci la dimensiune ce vrei tu pentru ce ai de făcut. Da, e și dacă ca părere personală, și pentru noi nu neapărat că sunt da. Reprezentant Roriz, nici de cum. Și mi-a spus experiență personală la... Da, foarte mult prea eu chiar așa am ceva, produsul ăsta îl am în mașină și da? Da. Îl prezint exact așa, uite, ia-l, scuză-mă, ce poate să fac ăsta cu mine? Da, chiar e ușor la prima atingere. Da. Și știi că mă gândeam așa în timp ce mă prezentai, poate sună puțin ciudat, dar la, pentru cei care sunt la țară, sunt și femei. Corect, da, care da. Mai meșunesc acolo pe afară, mai sparg un uite, mai tai o crenguță, o creangă puțin mai mare decât poate să... Și chiar prinde bine, sincer. Și în gospodărie e versatil, adică ce trebuie mai mult decât la master într-o gospodărie și e foarte ușor și poți să-l manevrezi în orice unghi și în orice... Cum e în teorie, în ferestră, deci un codrujbă, în ferestră, taie de două ori lungime la mea. Da? Da? Eu nu știam asta, e interesant. Da, uite, ai lamă de 45, teoretic poți să tai lemn de 90. Da? Așa că aici ce l-am avem, dublăm și cam asta este diametrul. Deci e peste cum așteptam eu prima nu trebuie mai mult. Da, Alex. Așa, ce poți să ne mai să trecem mai departe, uite, avem începând de anul ăsta avem aparate de spălat cu presiune. Pe lângă aparatele de spălat cu presiune, noi oferim și soluții pentru diferitele da, m-a uimit operațiuni, sincer, m-a uimit, adică pentru pardoseală, pe lângă faptul de mașini, că este prima aplicabilitate a lor. Avem soluții pentru pardoseală, pentru pavele, pentru tot ce e nevoie să speli. Da, asta, sincer, iar ca gospodar, am văzut un plus că ați venit gama voastră sau cu brandul vostru pe detergenți. Simt, chiar a fost pentru mine un wow și iar aveți destul de variat zona de... Da, noi lucrăm în felul următor sau noi funcționăm în felul următor. Noi vrem să asigurăm gospodarului român soluția completă de mașini, de pachete și tot ce înseamnă utilaje sau să le spun unelte necesare ca să-și facă toată treaba pe parcursul întregului an. Corect. Are omul nevoie să-și spele mașina, tractorul, oferim asta. Are omul nevoie să-și schimbe pompa submersibilă din puț, oferim asta. Are omul nevoie să-și stropească pumii, să-și facă diferite chestii de stropit, avem soluții și pentru asta. Deci noi vrem să acoperim și o facem cu siguranță, vrem să acoperim întreg anul de operațiuni care le poate face un om sau care trebuie să le facă un om în grădină sau în gospodărie în care o are. Cu atât mai mult, uite, aparate de sudură. Începând de anul ăsta, am intrat și în partea asta de aparate de sudură. Sunt 6 modele disponibile. Pleacă de la invertoarele de bază, care sunt cele mai simplu de folosit, da. Care sudează cu electrozi și se duc până la cele profesionale, dacă pot să le numesc așa, care au mai multe tipuri de sudură, inclusiv sudura cu sârmă, cu sârmă, modelele astea de aici. Da, e foarte, foarte util acesta. Da. Invertoarele sunt foarte, iar, foarte versatile ca drujba aceea micuță, adică ușor. Da, și... ți l-ai luat, îți faci treaba cu el, l-ai pus acolo. Îl pui în portbagaj, dacă stai să te gândești puțin mine. Da. Un mare plus față de restul pieții este că noi oferim și accesorizarea completă a acestor produse. Uite, vorbeam de spălătoare. Corect. Oferim tot ce înseamnă diuze, pistoale, recipiente de soluție și pentru care ai nevoie să îți, nu știu, speli mașina. Da. La fel și la aparatele de sudură, plecând de la mânuși, cască, doze de electrozi, magnez de unghi și toate cele. Shorts, ca să te protejezi de efectivele. Și foarte, foarte important de precizat, shorts-ul cât și mânușile sunt foarte calitative din punctul meu de vedere. La prima testare e piele, nu? Da. Piele de vacă? Da. Și mi-a plăcut calitatea. Și, sincer, contează mult, mai ales când ești la început. Și ai nevoie de niște accesorii sau ai nevoie de accesoriile complete
să te echipezi. Da. Bă, în domeniul ăsta al nostru în care activăm, îți dai seama, protecție este unul dintre factori de care trebuie să ții cont. Corect, adică, corect. Când de la tot ce înseamnă motosap, motoferăstrău, motocoasă, terminând dacă este corect exprimarea asta de la aparat de sudură, toate operațiunile care le fac aceste utilaje necesită o mică atenție pentru a te proteja pe tine ca utilizator. Sănătatea ta este prima care trebuie să o încalcă, pe lângă ce acela din exterior, știi? Și asta este motivul pentru care oferim tot ce înseamnă partea asta de protecție. Da. Și partea aceasta ce poți să ne mai arăți? Avem niște generatoare mai mari ca și putere, ca și... Da. În ce zonă putem să încadrăm? Semiprofesională, profesională sau? Aici, ăsta de exemplu, poate fi folosit ca un generator de șantier, da? Adică nu poate, pe lângă faptul că poate deservi operațiune casnice, unde îți bagi, nu știu, ce ai nevoie în curte, la ca și consumator, da. De altă parte, poate fi deservit și un șantier, adică poți oricând să conectezi de betonie, reflex. La o intensitate mult mai mare față de nivelul de gospodar sau producător. Cumul de consumatori care pot să se alimenteze în același timp. În același timp. Deci, sincer, îmi place de ce aveți aici și ce aveți expus anul acesta. Și țineți-vă tot așa în continuare, nu? Că sunteți pe drumul cel bun, din punctul meu de vedere, eu repet, ca gospodar. Te salut! Te-a părut bine. Și mie. Cu siguranță ne vom întâlni și noi care urmează. Sper. Încă sper. Cu siguranță, bărbat. Și multă sănătate, tot cele bune, nu? Hai să dăm și așa. Îmi permiți. Salut. Salut. Got the feeling in your bones. Make you feel right at home. Honey, does it well. Keep me dancing till I'm dead. 'Cause I could run a mile like this. Head over heels, feels like bliss. The sun has got me on my track. I ain't never looking back. I ain't looking. Ain't looking back. I ain't looking. Ain't looking back. I ain't looking. Ain't looking back. Ain't looking back.